Că am auzit multe și bune și rele. Suta cum se duce! Nu vine să cred în prinsese! E foarte frumos aici! Cartierul roșu al Japoniei, al Tokyo. Love hotel-uri aici? 820 de lei, circa 70 de minute. Multe domnișoare. Și toți încearcă să se ascundă, așa. Bună să vă fie inima, dragilor! Bună! Astăzi facem o tură de noapte, așa, prin cartierul Shinjuku, nu? Da. Că tot am problemă în a pronunța. Și vrem să vedem ce e pe acolo. Ce se întâmplă seara? Că am auzit multe și bune și rele. Acum să vedem. Wow, ce e aici! Nu e drăguț! Oh, uite ce fain e! Wow, dar cât sunt! Și cățelușul e drăguț! Și ăsta! Ăla îți place! E prea mare! Uite și ăstea roz, așa, ce frumos sunt ursulețe ăstea! Ia uitați și ăstea! Video is the one condition, no take other customers there. Yeah, yeah, okay. We focus on my wife. No problem, welcome. Thank you. Dar ce sunt ăștia, ia? Ia uitați. Uite și ăștia. Și mai e un etaj, Mira. Am văzut de afară. Am emoții. Oh, alo, câștigăm un, o păpușică de asta. Nu cred. Stai că n-am nici bani mărunți. Ia uitați. N-am bani mărunți. Înseamnă că e bine. De ce? Că avem bani mari doar, suntem bogați. O să vă vedeți în acțiune. Să-mi fieți bani. Hai Mira, hai Mira, hai Mira, hai Mira. Mai... Așa, bun. Știam. Rândul tău. Suta cum se duce. S-a dus. Uite că mai e un etaj, Mira. Wow, mai e un etaj? Da. Aici e un fel de mini Las Vegas, dacă am putea zic așa. Astea cu monede sunt foarte interesante. Wow! Păcănele! Eu n-am fost bun la păcănele, Mira. Uite ce este, asta e ruletă, mă! Aici tot să te îmbraci, îți dau diferite costumații și îmi fac tot. Hai să mai încercăm încă o dată pentru că e Tom și Jerry! Oh. Hai, Mirabela! Hai, Mirabela! Țineți-i pumnii! Ia uitați! Nu vine să cred în prinsese! Mai bage 100? Nu mai, gata, hai să plecăm.
O altă trecere de pietoni, foarte aglomerată și aceasta. Japonia, Tokyo, un big love. Yay! E foarte frumos aici. Păcat că e frig afară, dar e ok în rest. Ei, da, și acesta este doar începutul. Suntem în Shinjuku, așa cum am mai zis, și acesta este cartierul roșu al Japoniei, al Tokyo. Așa cum este Amsterdam, în Europa. Aici se întâmplă multe chestii, această zonă este faimoasă, dar și infaimoasă. Acum depinde un pic de care parte a grupului sunteți. Sunt și multe love hoteluri aici. Distracția la chestia aceea cu cățelul și cu alea a fost super fain acolo, nu? Nu a fost așa faină, dacă aș fi câștigat pe Tom sau pe Jerry. Și ba, eram chiar așa, nici nu credeam că nu-l câștig, pentru că chiar stătea în acel cârlic. Am fost sigură că o să le iau acasă, nu s-a întâmplat, asta este. Cu siguranță ați observat luminile. Acest cartier este și denumit cartierul neoanelor, pentru că sunt atâtea aici și dau vibe ăla de seară, așa, vibe de viitor, așa cum vă urmă, așa, hai tecului al viitorului, nu? Sunt curioasă să văd dacă o să fie mai multe neoane și mai multe și mai multe nebunie decât am văzut la cea mai mare intersecție din Tokyo. La acest hotel din partea dreapta mea, dacă vă interesează, 820 de lei, circa 70 de minute. Wow! Și aici pentru 12 ore. Deci am văzut aici, mă, așa, multe domnișoare îmbrăcate doar în rochi, așa. Deci eu mor de frig, așa îmbrăcat, cu blugi. Wow, foarte multe săli de joc. Ce fain! Prețul bune, vă duce 480 până 900. Găsiți de toate aici. Mi-a plăcut, îmi plac lucrurile. Iar dacă aceste neoane nu prime, dă ceva foarte fain. E interesant faptul că atunci când ieși cu camera, sau cum se numește acum că filmăm, nimeni nu ne invită pe niciunde. Și toți încearcă să se ascundă așa un pic, să nu prea fie văzut, să nu prea fie filmat. Da. Na, oamenii mai vin pe aici și-ți facă și alte chestii. Foarte mulți bărbați aici. Și dacă tot am trecut pe lângă acest mall, am zis să intrăm, pentru că de aici, de la etajul 1, unde se află și un cinema foarte mare, ia uitați ce vedere aveți! E imposibil să te saturi, să te plimbi pe aceste străzi și să încerci tot felul de chestii, nu? Să te bucuri de aceste neoane care te introduc așa într-un viitor. Și cu siguranță și persoanele încearcă să te introducă despre o altă lume. Oricum, noi suntem oameni serioși și doar cam atât am făcut pe aici, pe la cartierul roșu. Doar ne-am uitat, ne-am bucurat felul nostru. Din păcate e foarte frig, deci a lăsat un frig de, nu știu, dacă, dacă erau 10 grade, azi sunt 0 grade. Azi, eu cred că sunt minus. Ne place foarte mult. Da. Din păcate nu l-am luat nici pe domnul pe Jerry acasă. Asta e, poate data viitoare. Poate, poate. Deci este un must acest loc. Trebuie numai decât să veniți aici, vă plimbați pe străzi, observați neoanele, faceți un milion de poze. Putem să facem mult mai multe lucruri decât acestea. Până data viitoare, noi suntem Mirabela și Bogdan și vă invităm să vă
vă abonați la canalul nostru și să ne susțineți așa cum ați făcut-o de fiecare dată. Da. Și mai ales ne spuneți și părerea voastră, pentru că contează. Pa!